Ziua eroilor a fost marcată printr-un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor amplasat în cimitirul central al municipiului Călăraș. La eveniment au participat reprezentanți instituțiilor publice, oameni politici, cadre MAI și călărășenii care au dorit să asiste. Manifestarea s-a încheiat cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. Domnule secretar de stat, detașamentul constituit cu ocazia Zilei Eroilor este gata pentru începerea ceremonialului. Sunt comandantul garnizoanei, major Lupașcu. Drept, domnule prefect, stimați invitați, onorată asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Eroilor. Ceremonialul începe cu intonarea imnului național al României. Vă invit să acordăm respectul cuvenit imnului de stat. Gardă, drept, pentru onor înainte prezentați, arm! Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Și cuvântul Tău este adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului românesc căzut pe câmpurile de luptă și le fălor, Doamne, veșnică pomenire.
Invit să prezinte o scurtă alocuțiune referitoare la sărbătorirea zilei eroilor pe domnul Valentin Barbur, prefect al județului Călărași. În semn de recunoștință pentru eroii patriei care au căzut în primul război mondial, autoritățile statului român au hotărât prin decretul lege numărul 1693 din 4 mai 1920 ca ziua eroilor să fie decretată sărbătoare națională și să fie celebrată cu mare fast religios, școlar, militar și național în ziua Înălțării Domnului. Decizia a fost preluată de Parlamentul României în anul 1995, iar în anul 2003, prin legea privind regimul monumentelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost proclamată drept sărbătoare națională a poporului român. Peste 330.000 de militari români și-au pierdut viața în urma primului război mondial, iar aproximativ 76.000 au rămas invalizi. Acestora li se adaugă victimele din rândul populației civile răpuse de boli, foamete sau executate de trupele de ocupație. Nu uităm! Acesta este motoul care însuflețește această zi a memoriei. Nu uităm actele de curaj făcute de eroii acestei națiuni în tranșee, pe câmpurile de luptă, câmpuri care astăzi ne dau grâul pâinii, dar și macii roșii, simbol al sacrificiului suprem. Nu uităm actele de patriotism și dăruire prin care a fost păstrată libertatea țării. Astăzi, ziua eroilor este dedicată nu doar memoriei celor care s-au jertfit pentru țară în războaiele mondiale, ci și a tuturor celor care și-au dat viața pentru țară, eroii și martirii din temnițele comuniste, cei uciși și răniți în lupta anticomunistă, militarii români căzuți în zonele de conflict din Afganistan, Irak, în Balcani și în misiunile internaționale derulate sub egida Organizației Națiunilor Unite. Pentru generația actuală, ziua eroilor nu trebuie să fie doar o zi a comemorării la nivel declarativ, ci trebuie privită ca un angajament că lupta pentru apărarea identității și integrității naționale va fi continuată. Eroii sunt un simbol al luptei pentru libertate, al speranței într-o viață demnă, al visului pentru care merită să lupți până la capăt. Aceștia sunt un bun național de mare preț, pe care nu-l vom putea evalua decât prețuind cu responsabilitate drepturile și libertățile de care beneficiem astăzi și mai ales prin faptul că nu uităm datoria noastră de a conștientiza sensul jertfei lor. Conform arhivelor, doar în municipiul Călăraș avem peste 1800 de soldați uciși, dispăruți, decedați în lagăre, invalizi, participanți decorați și veterani din toate războaiele care s-au abătut asupra țării noastre. Numărul complet al acestora la nivel de județ este cu mult mai mare. Deseori, faptele eroice și sacrificiile acestor oameni s-au pierdut în negura timpului. Urmează, trebuie conform hotărârii de guvern să fie rostite numele eroilor noștri. O va face speakerul așa cum am stabilit. Mulțumesc! În continuare, invit să prezintă un scurt program artistic în memoria eroilor neamului, grupul de elevi aparținând școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu din Călăraș, coordonați de doamna învățătoare Mareniță Daniela și de doamna învățătoare Virgil Laurenția din partea Inspectoratului Școlar Județean. Eroii noștri sunt stejari și vulturi și flori de câmp, tot câmpul românesc. De 2000 de ani și mai din urmă, după furtuni, aici se regăsesc. Când ridicăm un bulgăre de glie, în el respiră un frate legendar. El s-a luptat cât l-a ținut ființa, să țină vie Borna la hotar. Eroii noștri n-au fost supraoameni și nu și-au vrut din marmură statui. Ei năzuiau să-și crească rodul în brazdă, să nu devină pradă nimănui. Și mai doreau ca celor dragi de acasă să nu le fie sufletul durut. Atunci când coasta secetă destine cu sunetul viorilor de lut. Eroii noștri sunt stejari și vulturi și flori de câmp, tot câmpul românesc. Când sfărâmați un burgăre de grie, să știți că-i trup din trupuri strămoșesc. Și când priviți în zarea neumbrită, peste meneaguri sfinte care dor să vă încălzească bunii și străbunii, ce ard lumini nestinse în tricolor.
Plânge, Maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornind spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. La marginea poveștii, ci un fierber de istorie și-n talazuri cu primejdii s-au cuprins adânc de glorii. Vulturile s-ar din stâncă, oltul face pui de lei, noaptea lor e mai adâncă, noi ne luminăm prin ei. Și ascultăm cum grâul crește în câmpiile române și trăim într-o nădejde de a munci și de a rămâne. Dreptul de a avea o țară și de-i spune România, ei eroi ni lăsară înfrățindu-se cu glia. Acest pământ mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă, cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât durere vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durere vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Mulțumim pentru programul oferit. În continuare, dau citire eroilor căzuți la datorie din județul Călăraș în războaiele purtate de Armata României. Războiul de independență. Brigadier Ivănescu Ioan. Soldat Vasilescu Stoica. Soldat Paciu Nicolae. Primul război mondial. Sublocotenent Pleșoianu Nicolae. Sublocotenent Radomir. Soldat Preda Alexandru. Al doilea război, soldat Ciucă Marin, soldat Colibășanu Vasile, caporal Enescu Nicolae, sergent Hartner Jean, soldat Ciobanu Ion, soldat Preda Marin, soldat Radu Vasile, soldat Vârtej Angel și soldat Buncea Crăciun. În memoria eroilor căzuți de-a lungul veacurilor, pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului, vă invit să păstrăm un scurt moment de reculegere. În continuare, grupa de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călăraș va executa salve de foc. Foc de salvă! Foc! Încărcați! Foc de salvă! Foc! Încărcați! Foc de salvă! Foc! În continuare, invit reprezentanții instituțiilor să participe la depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor. Thank you.
Stimați invitați, onorată asistență, ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Eroilor s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare!